Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Tata, mama și copilul mănâncă. Le-am pus o pică de vițel. Așa că bine zic. Și papă împreună. Așa trebuie să fie o familie unită. Bun, plouă afară. Și mergem în vizită, suntem invitați la una dintre fete, la Lidia. Deci să vedem ce îmi fac. Florile sunt superbe. Superbe sunt florile. Unde? Ăsta aici. Vecinii s-au dus la culeș și uite că îi plouă. Greu să culeagă pe noroi. Așa e? Da, pentru că am primit mai multe întrebări dacă mai fac dacă mai facem muzeu. Facem ceva lucrări, dar nu ne nici grăbim foarte tare. Deci încetuc, încetuc, pentru că asta nu considerăm că e o urgență și atunci cam oricum lucrări. Peretele ăsta, că ți-a prins lumina să-ți arăt. Deci acum asta e un proiect care îl fac eu și îl fac mai încet, pentru că nu-s meseriaș. Și nu am vreme să stau numai după el, înțelegi? Da. Dar ăsta când mai plouă, când ăsta pot să mai vin înăuntru, deci peretele ăsta e curățat, au rămas peretele ăsta și ăsta, ai la geamuri, să dau un nivel jos, să torn un pic de beton, dacă reușesc anul ăsta torn, dacă nu la anul, în toamnă, o să fac pereță. Deci ceva... Și aici da. Nu vrem să schimbăm geamuri, nu vrem să facem nimic. Nu, doar le șlefuiesc un pic și un pic de vopsea. Și tavanul, atât. Să vedem cum îl facem un pic, ca curge mizeria de sus. Pe ori punem între scânduri, lambriuri între ele, ori dacă nu vedem. Noi, oricum, asta nu e urgență și atunci... Deci asta, oricum, asta va fi un proiect de-a meu. Da, un proiect de-a tău. Deci rămân geamurile, rămâne ușa, rămân toate. Și doar vrem să tragem o altă... Pentru că am plasă de rabiță, am tot, am saci de tăicuială rămas. Deci nu investesc acum bani pentru că am material, ceva material cât să cred că pot să o repar. Na. De ce eu mai de acolo? Am făcut un experiment acolo. Ai făcut un experiment? Da. Bine. Bun. Și deci o să fie muzeu? Da, pe viitorul ăsta va fi, numai că... Da. Pe viitorul ăsta. Deci vreau să torn aici un nivel mai beton pe jos, să fie mai gros, că oricum să văd urme de șoareci, dar dacă pun beton jos și trag rabis pe pereți, că nu o să mai ai șoareci. Ai, unde stai la țară, șoarecii va fac parte din viață, deci nu-i... Da. No, dar nu, să nu fie așa, deci bine, înainte a fost aici grajd, a fost, mă rog, ce a fost și cum a fost, nu s-a locuit. Da, lemnele îs dincolo de peretele din față, da, deci acolo sunt, a fost grajd înainte și noi vrem să-l amenajăm. Facem o bucătărie de vară. Da, să facem o bucătărie de vară. Și investit mare lucru, nu o să facem anul ăsta, că și întrebarea și am zis că cu un drum să răspund pe această cale. Nu facem mare investiție pentru că... Nu că n-am avea bani ca să investim, dar important e pentru noi copiii. Da, am avut o nuntă anul ăsta, la anul se preconizează două chiar. Da, două nunți. Deci un pic de bani trebuie să avem grijă de ei. Da, ăsta în ea trei nepoței s-au născut până acum, da. Să mai naște o nepoțică și atunci suntem oarecum și în activitate, nu numai în privința banilor. Da. Slavă Domnului, bani avem. Deci nu e problema că nu avem bani, dar trebuie să fim ne supraviețuim, nu ne nici ca să zicem nu, că... Nu, trebuie să fim un pic mai cugetați acum, că nu putem să investim aici și după aceea nu cerem un împrumut că avem, deci nu putem. Bun. Noi mergem în oraș pentru că suntem invitați la Lidia și atunci dacă și e zi ploioasă, deci n-am știut de fapt că o să fie zi ploioasă, deci oricum mergeam. Deci ca să nu credeți că nu mergem... Casa am închis tot, cred că e închis casa. Deci nu mergem pentru că plouă. Mergem că suntem invitați și indiferent ce zi era, noi mergeam la copii. Încă mama și tata mănâncă. Da. Păi dacă suntem invitați,
Da, puiuțul e tare fricos. Deci, mă repet, sunt pisicii vecinilor. Dar noi îi hrănim cu drag pentru că, nu, dacă vin pe aici, nu avem cum să stăm. Și vezi că și bubulina ce s-a Da, otomnit. pisica albă și cu puiul e al vecinului peste drum. Și ăsta Da, roșcat e de al peste drum. vecinului Dar ei nu prea stau aici sus, pentru așa la că gheata. vecinul e cam bolnav. Și atunci stau mai mult la oraș ca să fie mai aproape de unde merge pentru tratamente și așa, cum fiecare știe. Și a fost foarte slabă. Dar așa a revenit. Eu când am văzut prietenia, știu că e... Dar n-ai recunoscut-o Nu, că nu ea l-am îi. recunoscut. Atât a fost de slabă. Bine, dacă a avut și pui, îți dai seama. Da, bun. Deci mergem la oraș. Nu știu dacă o să filmez în oraș, dar vă anunț acum, dacă reușesc să filmez ceva, o să adaug în acest filmuleț. Am ajuns acasă din oraș. Poate tu ai putere mai mare să desfaci acest colet. Să vedem, am avut și un colet de luat. Da. Rupen. Mi se pare că o poți desfăcut. Deci mi se pare mie că o poți desfăcut. Vor tare, mi se pare foarte tare. Poate că desfăcut și nu poți într-o pungă mai... Nu știu. Vor să poți vizi așa. Așa. Nu poți într-o singur colet. Așa. Poate că de carte. Da, astea. Deci astea le-am comandat de pe Temu. Păpuși de casă. Să vă arăt ce păpuși de casă frumos mi-am luat. De pe Temu. Uite-te, dragul meu, îți plac? Da. Călduroși? Da? Foarte frumos. La urmă merită pungile astea mici. Pungile, să ne cât o să și țină. Uite, mi se pare talpa destul de... Da, dragă, pare, așa bine, pare la început. Păi pare, pare. Dar acum până nu-l folosesc, nu știi, deci pe și ăștia care am în picioare, care mi-ai cumpărat tu, am știut că-s bun din cauza că deci asta e a treia pereche care mi-ai da, cumpărat. Da, exact. Deci exact ca și cu cauciucurile de la mașină. Am luat aceeași marcă pentru că noi am folosit 5 ani de zile cauciucurile dinainte. Da. Toată și lumea a rămas mirată, 5 ani am luat cu cauciucurile. Mă desfă, ăla e suportul de da. Pentru urte igienică. Ia să desfaci. E cu vetuză sau trebuie să-l montez? E lipiciu care lipește foarte tare. Lipește foarte tare. Da, ai văzut și abia l-ai dezlipit, ăla de pe termometru. Da, dar nu trebuie să fie nimeni. Face ce poate. Nu o să dai o gaură, faci un surubet, ăla e ăla ține. Lipiciul... Asta e mult mai simplu de montat. Și tot mare, și ăsta. Ăla din Franța o să-l aduc la distanță să-l monteze ăla. Pe terestre, că ăla e cel mai practic. Tot mare e ăsta. Așa vine. Nu poate să vină așa. Așa vine. Și ăsta îl montez pe perete să vezi că o să steie. Dar nu de azi, deci mi se pare absurd că unde intră rola aici? Aici intră rola, a două hârtie igienică. Înțelegi? Deci poate că așa. Le pui rol așa, dar pe cum, da, dragă, mi se pare mai logic așa. Păi aici e raft ca să mai pui o ceva pe el. Mi se pare aiurea, dar nu arăt. Dar așa îi, o să arăt poză cu el, dragul meu. Bine, nu zic că nu, dar mi se pare aiurea. Că distanța e mică între el. Ok. Pune răsc acolo, vezi cum intre. Da. Ok. Ok, da, da. Deci așa vine. Da. Și așa, exact așa vine și aici să poți să spui șervețelele umede. Deci așa îi conceput suportul ăsta. Mie îmi place foarte mult. Și o să vezi că o să stea. Nu de stat, eu mă gândeam că deci, nu stă rău la de hârtie. Mă gândeam așa la el. Dar nu-i modul cum se lipește așa. Deci așa e. Așa. 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 Da. Trebuie să ne gândim unde o lipim. Le-am zis că azi în Franța nu mă simplu și mă sară și nu mă face în loc. Și asta e o tavă rotativă. Da, am
fost la magazinul chinezesc și ai învățat de la ei de tavă rotativă. Trebuie un astupuș. Nu trebuie să mai vin. Așa, asta nu trebuie. Și se montează sub forma... Asta e metal, am crezut că e plastic. Vezi? Asta vine aici. Așa. Te arată în desen. Da, da, da. Păi eu nu m-am uitat pe desen și mi-am dat seama că asta vine. Și asta se lipește, e dublu adeziv. Se lipește de masă. Nu. Că e tavă rotativă. Nu e de lipit pus pe masă asta. De pus în dulap. Și ca să-ți pui... Condiment. Condimentele și ca să nu trească să bagi după el ce ai acolo, întorci numai tava. Mm-hmm. Mă înțelegi? Mm-hmm. Mă bucur că mă înțelegi. Și asta. Așa. Și acum să o fixăm asta cât mai pe mijloc. Cred că așa e cel mai bine. Aproximativ. Așa. Uite așa. Hei? Și atunci pot să-l pun în dulap și ce vreau în spate, nu trebuie să mă chinui să le iau. Deci cam astea le-am luat. Bun. L-am pus aici, l-am lipit, arată foarte tare, rezistent. Așa stă departe un pic. Vii, dragul meu, să vezi. Părerea ta că așa arată altfel un pic dacă îl vezi pe perete, că am văzut că... Da, deci chiar ok. Așa-i? Da. Altfel apare pe perete. Totdeauna. Ți s-a părut că e mai mare, așa-i? Auzi, deci nu cred că în toate familiile din lume totdeauna este... Ceea ce e perfect pentru soț, perfect pentru soție sau ceea ce da, dar după ce îl vezi pus, absolut, altfel. Bine, din prima vedere mi s-a părut un pic... Aiurea asta. Da, da. Ai zis că e altfel, da? Da, dar acum nu te și ne înșelăm, nu înseamnă că... Da, și uitați, aici l-am pus acest cervețele, hârtie igienică umedă, hârtie igienică. Da, e ok. Bine, că pe ei pun aici ca să-ți pui telefonul sau nu mai știu ce, dar eu nu viu cu telefonul la WC. Nu luăm cu telefonul la WC. Dar mi se pare că îi sunt. Dar nu-i interzis. Nu-i interzis. Să încercăm și păpucii de casă. Ăștia da, deci ăștia da. Ăștia-ți plac? Da. Ce-mi place, nu pot... Păi normal, dar mă gândesc că aia de hârtie gen că pe urmă îți place. Da, păi nu am zis și ieri când a venit dușul. Dușul pentru noi e foarte important, nu înseamnă că celelalte lucruri nu mi-a plăcut. Asta m-a încântat cel mai tare pentru că nici de foarte mare folosință. Uită-te, da. Ce zici? Minunat. Da? Da, mult mai bun ca și ăștia. Vezi, mă văd pe cameră. Da. Mult mai bun ca și ăștia și aia că să nu te sărbim. Da, se vede, sigur. Da, poți să vii un pic mai în față, așa? Așa. Da, frumos, foarte frumos. Papuci de casă. Frumos și călduros și dacă nu, și mai vedem. Dacă da, nu, mi-s nu foarte bun. Și gândește că bine că nu mi-a comandat, că eu am 35-36 și asta n-am găsit mărimea mea, numai 36-37. Și zic că nu mi-era bun. Uite ce frumos e. Da, foarte frumos. Așa. Hai să-ți arăt cum ți le-am aranjat. Hai să vezi cum ți le-am aranjat. Bine, asta nu e neapărat să rămână așa. Eu am vrut să văd cum se învârte, că ai zis că e tavă care se vedea. Da. Bine, cel mai bine ar fi să fie tot la același nivel. Dar merge, uite, ai nevoie de asta, ai el rot. Bun, am nevoie de sare, iau sare. Bine, da. Și pervazul e un pic înclinat. Și vezi că în momentul când dai un pic acasă, dacă îl pui pe drept, dar de da. Asta de us principal se învârtesc chiar bine. Poftim, pac. Da, foarte tare. L-am luat, l-am făcut. Vreau piper. Poftim. Poate că piperul la înalt, poate că îl pun mai pe mijloc. Se poate. Dar deocamdată l-ai aranjat bine. Bine, l-am aranjat. L-am pus așa numai, da. Ca să vezi cum funcționează. Mă mai fac și eu.
Te mai bagi și tu. Da, uite, asta e cu piperul, se vede frumos piperul. Da. Și e ok, deci mai bine stă pe el. Și mai bine așa, da. Și am început să nu mă chinui să iau ce-i în capăt. Da, la asta m-am și gândit. Da, bineînțeles, dar o să vină schimbat, pentru că absolut. Momentan uleiul e acum, dar o să fie în altă parte, și o să fie sare, piper. Păi asta e uleiul care... O alt condiment, avem aici și borcane de condimente care o să fie acolo. No, deci o să fie. Deci acum e la prima mână. La prima mână, să vedeți și voi cum se învârte. Ce frumos se învârte. Da, e foarte, îmi place practic. Așa-i? Da. Deci, și ce? Am condimente dulapere nu mi-e cap aici. Vreau acet balsamic. Aceto balsamic. Pac, l-am luat, nu? Îl pun înapoi. Deci aia vreau mai târziu un pic de sare. Bun, iau să-l... Pac, am măcinat. E aici sau ce vreau. Da. Deci chiar... Și mai am condimente care mi-s acolo și pot să pun numai condimente și uleiul să-l pun jos în dulap. Na. Deci orice care ne ajută, deci pe noi ne ajută toate chestiile. Sunt mici trucuri, dar eu zic că ne ajută. Da. De ce mai multe sunt cătate de papuci astăzi. Da, no, bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Afară e timp ploios, nu prea avem ce... Adică am avea ce face afară, dar... Dacă e vreme, așa mai stăm și pe căsucă. Și dacă vă aduceți aminte de cutia asta care am cumpărat-o, de că se vede, să vedem cum să le aranjăm. Să plec un pic mai tare camera. Greu îl aranjez aici, exact, să fac ceea ce vreau eu să... să se vadă. Sper că nu pică telefonul. Bun. Așa, și în această cutie vreau să aranjez. Să-l fac un pic mai tradițional. Să-i pun pe acești doi frumușei. Și ia să vedem eu cum aș putea să aranjez. Asta cred că nu o să intre aici. Nu știu, mașina de cusut. Uitați. O râșniță mică. Încă nu știu exact cum să le aranjez. Bine că ai venit, dragul meu. Poate îmi dai vreo idee cum să fac o măsuță, un raft. Astea doi bătrâni, cred că ăștia pot să-i pun acolo la colecția aia la alta. Așa-i? Posibil. Uh-huh. Acești doi bătrâni. O să pun la colecție. Dar nu, deci nu știu ce nu focalizează bine. Așa. Deci ăștia doi bătrâni îi punem la colecția de bătrânei. Așa, tanti asta, nu știu ce să facem cu ea. Păi o amestecăm pe rămâne. Sau nici nu sunt rămâne, că sunt unguri. Aia e franțuză, că ăștia doi sunt unguri. Așa, așa după asta Nia zici că e... De parcă seamănă cu ungurii. Da, seamănă. Așa e că putem pune între unguri. Asta e gazda și duce bine ați venit, Kedveș. Vendege. Vendege. Da, asta. Și să vedem cum putem să-i punem. Avem și o pisicuță, ceas și o scară. Un pod. Cu care urcă în pod. Da. Și sau poate ai putea să-mi dai tu vreo idee cum să-i aranjez? Trebuie să faci înainte, deci... Să faci camera, de exemplu, să pui, nu știu, să pui mobilă. Bun, trebuie să-mi schimb de aici. Da. Bun. E cam mică cutia pentru ceea ce vreau să fac eu. Da. Dar, să vedem dacă în cap. În primul rând vreau să-i pun pe ăștia doi. Ar putea să fie asta masa. Ce dacă zici? Pui masa, tu te-ai pus în apoi a doua. Unde să vezi și tu? Ia văd. Eu văd. Așa, se pun masa aici. Unul stânga, unul în dreapta. Atât. Și anulez pe tanti în Franța. Pe tanti asta o anulez, nu știu ce o să fac cu ea, că mai am, uite-te, tanti asta are și un copilaș. Da. Vezi? Și ăsta e tot de ceva din Franța, am cumpărat. Mhm. Ăștia sunt cu mâinile în șold, în Europa, că... Pista vie băută ca să... Trebuie spui deja povestea. Da. Da. Și atunci, deci cam asta, așa, cam atât. Ai lampa, ai ceasul. Da. Nu, că stelaja ar fi foarte bună, dar n-ai să mai pui. Aia, da. Asta are mici.
Pe tocmai că ești cum așa, stai că râșnița, punem că tu faci cafea. Nu, stare și eu cos la mașină. Personajele. A, față de... N-avem doi bătrânei despărțiți. N-avem, dar ăștia sunt faini că îs aia vechi care îs cu motive naționale. Deci astea uh-huh. sunt foarte vechi. No, și scara poți pune în spate, ori la el, ori la ea. Deci putem, da, păi nu mai bine la el. Da, nu putem pune raftul ăla. Și pisica poți pune lângă ea eventual. Sau pe ea o dai mai în spate și pe pisica mai în față lângă masă. Sau nu știu, ceva genul. Și cam atât, zic eu, nu știu. Că e tare mică cutia. Păi acum atât le aranjăm să vedem cum ar fi cel mai bine. Pisica mai în față, zic. Dar mă rog, pot să greșesc. E tare mică cutia. Da. Nu știu din ce să fac eu altă măsuță. Că, ori fac un raft, ori îl pun asta sus. Nu stă. Nu mai ai loc. Nu mai am loc. E foarte mică cutia. Ce ăsta era fain pe masă. Vezi? Asta. Da. Era. Și coșulețul la fel. Aia este și un coșuleț. Da. Sau. Pisica îl punem aici. Sau putem pune pe ei pe amândoi într-un loc. Uită-te. Asta putem pune aici și coșul lângă tanti. Și așa. Așa. Dar tanti se mai încapă și coșul mai în față de masă. Sau cum? Da. Așa. Așa. Și așa. Da. Ceva de genul. Ar fi mai bine. Da? Da. La scara are în spate. Da. O pun lemnă sobă. Da. Asta e fain. Asta e chiar fain așa. E chiar fain. Doar trebuie acum să ne mai gândim, raftul e prea mare. Ca să le punem și asta. Ăla, ăla e prea mare, că atunci era fain dacă îl punem. Un pic ia mânuță, dacă nu pot să cauți un lemn, să fac dintr-un lemn așa, să facem un raft aici sus, să punem fructele deasupra la tanti. Uite așa, asta. Și asta. Hopa. Așa. Așa că ar fi interesant. Da, e mică cutia. E mică cutia. Dar putem să-l facem așa provizoriu și dacă găsim o altă cutie, după aia facem o reinterpretare. Putem. Da, deocamdată le putem lăsa așa și să le putem pune bine. Așa că luăm o altă cutie. Astea o să le încerc să le fixez aici cu dublu adeziv. Asta o să-l pun la, la colecție. Și tanti asta cu copilașul, cu fetița. Dar când va, va fi mai mare cutia, e musafirii. Da, ăștia sunt musafirii. Da. O să-l pun aici, o să se vadă. Așa. Nu? Și deocamdată facem asta. Eu zic că deocamdată e destul de, de bine, așa, așa-i? Mm-hmm. Tu ce zici? Bun, să ne apucăm de treabă, atunci să le lipesc sau să vedem, poate până când le lipesc îmi vine altă idee. Deci atâtea le-am întors și le-am sucit și până la urmă am ajuns la acest decor. Dar acolo în spate la mașina de cusut am să pun altceva ca să scot un pic în evidență mașina de, de cusut. Asta. Să vedem cum să facem. Așa, cam așa. Cred că o să fie. Ia să vedem noi cum am pune telefon aici. Așa. Și tu încerci să spui acolo, să-ți aranjezi altfel. Da. Așa. Deci aproximativ așa să fie, dar m-am gândit și la altă variantă. Okay.
merge. Cafe? Viniți la cafe? Da, merge. Deci neapărat îmi trebuie să-mi fac un decor alb în spate la mașina de modificare. Asta e modificare. Nu că l-ai mai fain alb. Asta e fain alb. Și nu ce să mă... Ah, încă un cui, da. Știu ce... Să vin ce mai mult. Cred că ar merge așa. Așa ar merge. Da. Bun. Așa, și atunci lipesc de aici. Așa. Așa, ia să vedem noi ce va ieși de aici. Și omul când se plictisește își caută de lucru. Și acum dacă îi timp ploios afară. Ai zis ceva? Nu. Da, eu vorbesc aici cu urmăritorii mei, că am zis că omul când se plictisește își caută de lucru. Da, și vă zic. Și noi ne plictisăm foarte rău și ne cotăm de lucru. Așa ar fi cel mai bine să o punem aici. Așa. Așa. Și astea aș putea să o tai după. Oricum facem provizoriu, să facem ceva frumos. Și când o să avem o cutie mai mare, o să facem ceva mai... Așa aș putea să o lipesc aici. Așa. Ar fi o idee și asta și cred că mi-ar plăcea. Dar pe mașina de cusut să stai acolo sus, cam nu prea ar merge. De asta am pus-o aici ca măsuță, că nu mi-a plăcut măsuța care a fost. Așa. Și atunci să pun mașina de cusut aici. În râșnița aici. Ce zici, dragul meu? Vii, te rog din nou cu părerea. E acum ce mai bine. E mai bine acum? Da, minunat. Minunat. Bun, deci așa rămâne. Că dacă vii din partea asta, vede că e mașina de cusut aia. Da. Dacă vii de aia, că te uiți de aici, așa, nu. Dacă te uiți din partea asta de aici, nu, se vede că e mașina de cusut. Da. Bun, deci să le lipim așa. Deci, dragul meu, uite-te, asta e finalul. Wow, foarte fain. Le-am lipit. Foarte fain, foarte uite-te. Fain. Mm-hmm. Nu pică, nu. E un amestec. Da, un pic de da. Oarecum. Cam unde este să-l bat două cuie să-l pui. Acum vedem noi unde îl punem. Are și... oglindă. Așa. Uite-te. Wow, îți place? Da, dacă nu... Și nu pică, nici. Televizor nu merge. Acolo lângă televizor vreau să da, pun. Da, ia merge, să vedem. Pe televizor nu merge. Acolo? Să o punem acolo? Da, trebuie luată lampa aia. Lampa aia sau punem dincolo în colțul ăla la alt? Da.
Deci, mi-are până pe jam. Atunci e ok. Copiii da, ajung. Dacă chiar, ce bătrânei. Dacă chiar ajung copiii. Și bătrânei ăștia micuți. Oh, ce fain este cu petrolul meu. Da. Oh, asta punem aici în față. Da. Și poftim. Sau mai bine o punem, ce zici, aici sus. Da. Acolo e bun. Așa e că mi-e bine da, așa. Da. Bine, acum acolo da, cam de parte asta, dar nu contează. Așa. Păi deocamdată îți pus aici. Păi aș vrut să facă un colțar frumos, așa, ca un raft. Și atunci o să vină toate acolo pe un raft, așa. Și nu se vede bine, nu știu de ce. Nu focalizează. Nu focalizează bine. Și nu de unde pun un pic de bliț, da, nu mă lasă blițul. Numai de aici. Așa, acum gata. Gata, am reușit. Se vede blițul, deci aici am pus tablou, super fain mi-a ieșit. Cel puțin e părerea mea. Așa. Și deci în televizor bătrâneii. Așa, asta am pus aici că prinde niște musculițe. Dar să o iau din decor. Și bătrânii ăștia să aici. Așa, așa, ce-i colecția de bătrâni. Așa. Și mai am un tablou 3D, știi, ăla unde stă bătrânei? Da. Tăți că vi-l arăt și ăla. Aici mai vezi bătrânei. Te chiupi mai în spate. Uită-te. Așa, să vadă tablou. Să vadă tablou. Așa. Așa. Și acum să intru în ansamblu. Deci îți bătrânei. Puș. Spate îi o poză. Așa, bătrânelul îi cu lente în spate. Și mi-a plăcut tare mult. Tot din târg l-am cumpărat, dar deja de câțiva ani. Așa, și dacă vă aduceți aminte, mi-am cumpărat niște ascuțitori din Franța ultima dată, adică pe acesta. Cum să fac să se vadă mai bine? O să le încerc să le fac filmule și din altă direcție. Cred că nu mi-e chiar poziționat bine telefonul. Deci e ascuțitoare. Din ce material ar putea să fie astea? Nu știu, brown, nu știu. Ceva aliaj. Ceva aliaj, deci e ceva metal. Da. Roșu. Așa, și s-a ascuțitor și să vă arăt colecția. Colecția mea. Deci aia am cumpărat-o și care am mai, ce am mai cumpărat? Care ascuțitoare am mai cumpărat-o? Ultima dată. Nu ți-aduce aminte ce ascuțitoare am mai cumpărat? Cred că asta. Așa. Astea le-am cumpărat ultima dată. Uitați, ascuțitoare. Și vreau să vă arăt colecția mea întreagă. Așa. Am să le înșir aici. Bun, astea nu, e altceva. Bun. Și acum am să mut camera pe ele. Uitați ce frumoase sunt. Și e o colecție mult mai mare, dar eu am 6 doar, 6 din ele. Poate că asta face un pic parte din altă colecție. Deci sunt ascuțitori și toate funcționează. Uitați. Toate. Asta e made in Hong Kong. Uitați ce frumoasă e. Așa. E asta. Ascuțitoare. Astea le-ați văzut care le-am cumpărat ultima dată și de pe filmulețele vechi, poate le mai vă aduceți aminte, care mă urmăriți de mai demult. Și aceste ascuțitori, uitați. Deci asta e lampă. Asta este o râșniță. Uitați, și se ascute aici.
Ascute creionul și se adună mizeria aici, e foarte tare. Așa. Uitați ce frumoasă e. Acesta este o pompă de apă. Și oarecum, așa, în miniatură, dau impresia că sunt destul de pereal făcute. Deci e pompă de apă, cum era mai de mult așa la colțul străzii. E foarte interesant. Ascuțitoare. Uitați. Mie îmi plac foarte mult. Și acesta este un cântar. Tot ascuțitoare. Uitați. Așa. Cântar. Eu cred că sunt destul de vizibile. Uitați ce frumoase sunt. 6 ascuțitori. 6. Nu știu încă exact valoarea lor. Prea tăi m-am gândit ca și să le comercializez. Să le vând, că nu știu unde să-mi pun eu atâtea prostioare peste tot. Dar încă mă gândesc. Așa, vi le-am arătat și astea, pentru că am făcut filmulețul ăsta doar că am promis că vă arăt colecția mea de ascuțitori. Mai trebuie, că sunt foarte multe modele. Sunt foarte faine, am văzut pe Facebook multe. L-ai găsit la bucată așa, dar cine le vinde foarte scump. Da, cine le vinde chiar foarte scump. Eu le-am cumpărat la 50 de cenți un euro. Da, pentru că era așa, la mărunțișuri, la câte o tanti, la colecționarii. Da, da, foarte fain. Deci râșniță, lampă, cântar, clopot. Pendulă. Da, asta e ceas și asta e pompă de apă. Mm-hmm. Ce frumoase sunt. Da, foarte interesant. Da, și toate ascuțitorile ascut foarte bine. Că-s verificate de noi. Foarte frumoase. Bun, deci asta am vrut să vă arăt și sper că vă place și vouă. Și am ieșit afară văzând un apus de soare foarte frumos. Uitați ce frumos se vede dealul. Foarte frumos se vede. Ce-mi place. Vreau să închei filmulețul cu priveliștea asta frumoasă. Cu apusul de soare. Trebuie să văd acolo vacile pe deal, să văd dacă le pot apropia un pic. Da, se văd. Mai tare. Așa. Bun. Să vedeți ceva frumos. Să venim înapoi acasă. Așa. De la noi din curte. Îi imagine astea splendidă, splendidă. Și nu am vrut să trec nepăsător să nu vă arăt și vouă. Uitați ce frumos se vede. Bun. O seară minunată și binecuvântată vă doresc. La revedere!